A fost odată campul vești, un mare castel și era mare al dracu. Futeam toți în el, 433 de camere, pivniți adânci, curățenia de primăvară te făcea să plângi. Era condus de un prinț fără părinți, îi plăcea să bea alcool și să înjure printre dinți. Avea amante fără număr, dar nicio prințesă, făcea numai drăcii ca să apară în presă. Până într-o zi când a plecat la vânătoare, în pădurea fermecată s-a întâlnit cu o vrăjitoare. L-a întrebat: ia zi, coaie, ce-ți dorești? Ce cauți prin pădure? Ce tot urmărești? Prințul, nervos din fire, fiind dimineață, i-a futut o smedie de i-a lăsat un semn pe față. Vrăjitoarea i-a spus: te blestem, uistule, nimeni nu mă lovește fără să sufere. Prințul a plecat spre casă cu patru călăreți, ca și-a plecat când pleca la vânătoare de mistreți. Vrăjitoarea, supărată, și-a făcut cartel, a luat patru bagaboantele, infiltrat în castel, pregătit.